cazul lui Tor, o tânără în vârstă de 29 de ani, mama a patru copii, riscă să ajungă la închisoare pentru că și-ar fi ucis tatăl pe care îl credea deja mort. Conform știrile Pro TV, bărbatul suferea de cancer, iar fiica lui și vecinii au fost convinși că s-a stins, de aceea s-au apucat să-l îmbălsămeze. Tocmai asta i-a adus moartea, au anunțat legiștii după autopsie. Bărbatul de 58 de ani suferea de cancer în formă avansată, una dintre fiicele lui s-a mutat cu el ca să-l îngrijească în ultimele sale clipe. La un moment dat, povestește tânăra, în stare de șoc, a observat că tatăl ei se sufoca, apoi nu se mai mișca. I-a chemat de urgență pe vecini care împreună cu ea au ajuns la concluzia că bărbatul nu mai trăiește. Oamenii jură că acesta nu mai avea puls. Au încercat, spun ei, să-l cheme pe medicul din sat, însă acesta ar fi refuzat să vină să constate decesul, pe motiv că, susțin ei, bolnavul nu figura pe listele lui de pacienți. Fiica bărbatului spune că trupul începuse deja să miroasă, așa că i-a introdus pe esofag o bucată de vată îmbibată cu spirit, așa cum se procedează în sat. Ulterior s-a constatat că tocmai această bucată de vată l-ar fi ucis, de fapt, pe tatăl ei. Am avut grijă de el ca de copilul meu. Îl spălam, îl hrăneam și acum uitați, se ajunge să spună că l-am ucis. Cum să-mi omor tatăl care mi-a dat viață? Când a murit, eu l-am spălat, că la noi așa se procedează în sate și i-am băgat vată cu spirit după o oră jumătate. Nu mai mișca, nu mai avea puls, nu mai reacționa. L-am căutat și eu și vecinii, spune Sandra, fiica bărbatului. Vecinii susțin varianta femeii, aceștia spunând, se vedea că era mort. L-am căutat de puls și nimic. Era mort, nici de cum să se bănuiască că fata l-a omorât pe taicăsu. Nu ar avea pentru ce, nu avea avere, nu avea nimic. Ei au fost o familie săracă. Oamenii povestesc că după ce au fost refuzați de medicul din sat, au sunat la ambulanță ca să vină să constate legal decesul bărbatului, însă medicii de acolo au trimis un polițist la fața locului. Dacă va fi găsită vinovată, fiica bărbatului riscă între 1 și 5 ani de închisoare, relatează știrile ProTV.ro.